Adrian Ursu are iubită sau nu? În ultimul timp aceasta este întrebarea pe care și-o adresează multe lume. Am hotărât să aflăm chiar de la interpret dacă și-a găsit în sfârșit aleasa inimii. Vedeți ce a comentat Adrian Ursu la acest capitol. Mai râvnit burlac de la noi de acasă, interpretul Adrian Ursu a ajuns din nou în gura târgului. De această dată, interpretul e bârfit că ar avea o logodnică. Iar logodnica, ci că ar fi Irina, eroina principală din noul său videoclip Tu ești tot ce mi-am dorit. Într-un interviu acordat în post de televiziune, ai zis că iubita se numește Irina și ești într-o relație. Eu nu am declarat acest lucru niciodată. Am spus că există cineva care este drag sufletul meu și acest lucru îl confirm și acum. Și Irina este eroina videoclipului, Tu ești tot ce mi-am dorit și este o persoană dragă pentru mine, dar dacă este ea sau nu, asta rămâne de văzut. Adrian însă neagă că ar avea o relație de dragoste cu Irina, dar printre altele a afirmat că este cineva în inima sa, dar la acest subiect nu ține să comenteze. Dorește ca viața personală să rămână personală, a declarat interpretul pentru Busuioc TV. Este până la urmă, deci intrigi oamenii și până la urmă nu spui cine este. Nu vreau să vorbesc prea multe despre viața personală, vreau ca viața personală să rămână personală. Privitor la fata din videoclip, Irina, Adrian, fără ca să vrea, a spus-o. O fi ea sau nu, nu se știe, însă îi cunosc familia, are niște părinți extraordinari. Da, eu îi cunosc părinții ei și sunt oameni foarte buni și îmi place familia lor și îmi place de Irina. Să fie Irina oare noua iubită a lui Adrian Ursu? Cine știe? Timpul o să-i divulge secretul. Tu ești tot ce-mi lipsea, dragostea mea, dragostea mea. Tu ești tot ce mi-am dorit.